Gata, este oficial. Doctorul Cosmin Georgescu nu mai este consilier local. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Giurgiu a fost suplimentată cu două puncte, exact acelea care se refereau la demisia lui Cosmin Georgescu din postura de consilier și declararea vacantării postului. Doctorul nu a fost prezent la trei ședințe consecutive, așa că, potrivit legii, s-a dispus încetarea mandatului. De altfel, Cosmin Georgescu și-a anunțat intenția de a se retrage din Consiliu, nemai simțindu-se confortabil în poziția de înclinător al balanței. Problema este cine va veni în locul acestuia, o întrebare adresată și în cadrul ședinței, dar care a rămas fără răspuns, situația urmând a fi analizată. Prin urmare, în Consiliul Local sunt acum 10 consilieri din partea USL și 10 consilieri de la Partidul Poporului Dan Diaconescu. Vă reamintim că doctorul Cosmin Georgescu a fost ales consilier local al municipiului Giurgiu la alegerile din 10 iunie, fiind votat de peste 3500 de giurgiuveni.